toate categoriile. Pe medie vorbim de o creștere salarială pe fondul de salariu de undeva la 5%. Ordonanța încercăm să intre în vigoare. Să nu uităm însă că ea vine după o creștere salarială pe tot sectorul public de 10%, să nu uităm acest lucru și să nu uităm că de la 1 mai vorbim de un nou salariu minim pe economie. Actualizarea datelor despre care vorbim se bazează pe salariul minim 1250, care intră în plată de la 1 mai. Deci, toate datele de majorare pe care le anunțăm se raportează la salariul minim de 1250, ca să fie foarte clar, nu la cel existent în plată astăzi, în luna aprilie. Acesta este dimensiunea financiară pe care ne-o putem permite în cadrul acestui an și este important de spus că, până la urmă, deciziile pentru 2016 pot fi asumate de actualul guvern.